Victor, încheiem săptămâna cu un al doilea joc de pregătire în compania unei formații de Liga Secundă. Și de această dată, o evoluție bună, din păcate, un fluge. Da, bună ziua! Este adevărat, am avut încă un joc tare la finalul acestei săptămâni. Am întâlnit o echipă foarte bună, probabil pretendenta la promovare sau echipa care va promova în prima ligă. Chiar îmi doresc să promoveze pentru că este o organizare foarte bună și un lot de jucători bun pentru Liga 2. Era clar că este o diferență de valoare în primul rând și de pregătire în al doilea rând, pentru că noi n-am început de mult timp. Dar cred că ne-am descurcat onorabil, cred că am fost un adversar redutabil. Nu știu dacă puteam emite pretenții mai mari, dar dacă ținem cont că golul de 2-1 a fost înscris dintr-o fază fixă, puteam să ne agățăm și să sperăm la mai mult. Este un rezultat normal, îi felicit, îi doresc succes lui Marius, iar noi rămânem să ne concentrăm pe programul nostru. Presupun că va fi din nou un mic liber pentru băieți după toată săptămâna asta. Da. Grea. Va fi un weekend liber, cum a fost și până acum, urmând ca de luni să ne prezentăm la antrenamente și să pregătim cât mai bine meciul de cupă, pentru că intrăm în linie dreaptă și sperăm să trecem mai departe în turul următor. Ianis, iată un nou joc bun, chiar dacă ați pierdut, cred că la moral ați pus ceva plus acolo. Salut, Alex! Da, a fost un meci foarte bun de pregătire pentru noi. Chiar ne ajută foarte mult meciurile acestea din ligile superioare. Și eu cred că am făcut o partidă destul de bună. Ușor, ușor se definitivează și lotul, jocul e din ce în ce mai bun. Cum crezi că va fi noul sezon? Ușor nu va fi, trebuie să fim tot așa uniți ca și sezonul trecut, să ne dorim să ajungem în play-off și după obiectivul cel de sezonul trecut, să ajungem la un baraj. Ai rămas, din păcate, fără concurență. Aștepți un partener de antrenament? Da, aștept un partener de antrenament. În primul rând mă ajută și pe mine să mă odihnesc în unele momente. Uneori chiar mi-e greu, dar pot să fac față până mi ajunge un partener. Spre deosebire de sezonul trecut, acum sunt foarte mulți jucători tineri, mulți de vârsta ta. Da, sunt mulți și foști colegi de la Universitatea Craiova. Eu mă bucur că am mai avut încă o dată și am anul ăsta șansa să mai joc de ei. Și eu sper să facem o figură frumoasă. Si. Vice, astăzi un amical bun cu echipă de Liga 2, cum a fost? A fost un meci destul de bun, pentru că a fost un meci de pregătire și meciurile astea sunt bune pentru noi, pentru că ne ajută în continuare pentru campionat. Chiar dacă ați pierdut, cred că ați câștigat la moral, ați avut multe momente bune. Da. Și sper să facem un meci bun și cu meciul care vine acum. Și să o ținem tot așa, să ne antrenăm din ce în ce mai bine. Ușor, ușor se coagulează, să zic așa, lotul, jocul. Da. Cum crezi că va fi? Păi, momentan încă nu s-a format un prim 11. Și suntem toți motivați ca să formăm primul 11 și da, ținem să ne. Ești în al doilea an aici la filia și toată lumea are așteptări în ceea ce te privește. Sper să am rezultate bune
și să-mi dea ocazia să joc, seara ce pot.